curge apa strașnic, câteodată chiar se umple podvalul cu apă mult. Acolo da. Și umizală, da. Și țânțari, și miros neplăcut. O țavă care central merge apa, ce-i bună, apa potabilă. Și e ruginită și chiar bătem ciopurile astea și e alături să e mâncată rugina. Președintele Asociației de Locatari spune că țevile trebuie schimbate, iar oamenii urmează să achite câte 250 de lei. Mulți însă refuză să plătească. Restul îi așteptăm. Nu vreau să încep lucru, pentru că dacă lucru se face, e foarte greu de să înseamnă de luat bani la oameni. Blocul a fost construit acum 20 de ani și de atunci țevile nu au fost schimbate.